Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Victor Marin, iar astăzi citim Planul de Crăciun. Vanilina von Pralinata, președinta bomboniei, trona întinsă pe un dâmb de zahăr pudră. Ralf, fii atent, strigă ea. Ralf venise în vizită din jocul lui, Felix repară tot junior. Vanilina își mișca rapid picioarele și mâinile prin pudra pufoasă. Apoi sări în picioare. Ta-na! Un îngeraj de zahăr! Exclamă ea tare mândră. Ralf zâmbi cam absent. Ah, da, frumos, zise el. Vanilina își dădu seama că Ralf avea ceva pe suflet. Hei, n-ar trebui să fii moș veselie? Mai sunt câteva zile până la primul tău Crăciun adevărat. Perioada sărbătorilor era de obicei destul de singuratică pentru tipii răi precum Ralf. Dar de când Ralf salvase jocul de la deconectare, drăgușenii își dăduseră seama ce băiat bun e tipul lor rău. Pentru prima dată, îl invitaseră pe Ralf la petrecerea de Crăciun. Ce tare m-am bucurat că am mers la cheful drăgușenilor, recunoscu Ralf. Însă cât am stat acolo, m-am gândit doar la tipii răi din celelalte jocuri. Crăciunul lor n-are cum să fie altfel decât singuratic. Ralf își aminti de celelalte sărbători petrecute de unul singur, în grămada lui de cărămizi. Și tipii răi merită un Crăciun adevărat. Vanilina dădu din cap în semn de aprobare. Ai dreptate, spuse ea. Le-am putea organiza noi unul. Își aduse aminte și ea cât de singură se simțea când nu putea participa la cursele din jocul ei. Să dăm o petrecere de Crăciun pentru tipii răi, cu pom, cadouri, tot acâmul. Ralf se lumină la față. Ce idee bună! Țopăi încântat și apoi ateriză pe jos cu un bufnet. Pământul se cutremură sub el și o avalanșă de zahăr o îngropă pe Vanilina. A, scuze, zise Ralf scoțându-o la suprafață. Ralf convocă o ședință specială a răilor anonimi. În niciun an, noi, tipii răi, n-avem parte de Crăciun. E bine, de data asta va fi complet diferit. Ralf le povesti cât de minunat poate fi Crăciunul cu ornamente, cadouri, cântece și voie bună. Toată lumea era entuziasmată. Ideea lui Ralf pentru Crăciun suna excelent. Ne întâlnim cu toții aici, la sediu, în ajun, a propus Ralf. Și pregătiți-vă de un Crăciun plin de veselie. Ralf și Vanilina se apucară să pregătească cadouri pentru fiecare tip rău. S-au gândit la toți. Pentru Satin, o mantie care nu arde. Pentru Cicloptopus, 8 mănuși călduroase, iar pentru zombie, un borcan de caramele cleioase ca să-și lipească brațele la loc. Acum bradul, spuse Vanilina. Fără un pom plin de dulciuri, nu pot zice că e Crăciun. În pădurea dulce au găsit un copac de acadea perfect, pe care l-au decorat cu ghirlande de popcorn și de crengi i-au atârnat bastonașe. O stea strălucitoare de zahăr ars lucea în vârful lui. Nu-i rău deloc, spuse Vanilina admirându-l. Ralf era de acord. Nu arăta chiar ca pomul drăgoșenilor, dar nu se îndoia că le va plăcea la nebunie răilor. Mai era doar o zi până în ajun, iar Ralf era îngrijorat. Cum o să cărăm noi toate astea în sala de întâlnire a grupului? Întrebă el. Vanilina strâmbă din nas cu gândul la o soluție. Apoi făcu ochii mari. Cum face și moșul? Zise ea. Într-o sanie. Vanilina îl târâ pe Ralf prin Bombonia până la brutăria de carturi, unde aveau zahăr, glazuri și toate dulciurile necesare ca să iasă un cart perfect de Crăciun. Ai mai făcut vreodată o sanie? Întrebă Ralf. Mă îndoiesc, dar trebuie să începem de undeva, răspunse Vanilina în timp ce acționa butoanele. Utilajele, benzile și malaxoarele s-au pus în mișcare. În câteva minute, un vehicul strălucitor apăru în fața lor și se opri la picioarele lui Ralf. Sania propulsată de rachete, gata de misiune, anunță Vanilina. În ajunul Crăciunului, cei doi prieteni se întâlnire ca să le ofere răilor un Crăciun pe cinste. Vanilina purta un costum de spiriduș. Nu există o căciulă de dimensiuni gigantice, așa că ți-am făcut-o pasta. Îi dădu lui Ralf un sac de zahăr legat cu o fundă roșie. Ce-ar fi să pornim în zbor cu Sania, spuse Vanilina. Îl așeză pe Ralf pe locul din dreapta. Tu să dai drumul rachetelor după ce plecăm. Vanilina tură motoarele și la scurt timp zburau lin către ieșirea din joc. Bun, să-i dăm bătaie, chiui Ralf cu degetele pe butoanele din stânga și dreapta. Le roti pe ambele, dar mâinile lui puternice sfărâmară manetele ca pe niște scobitori. O singură rachetă se aprinse și Sania a început să se învârtă nebunește.
Vanilina încerca să o stabilizeze, dar orice ar fi făcut, nu reușea de niciun chip. Au intrat în picaj când, bâldâbâc, s-au scufundat direct în marele lac de caramel. Ralph și Vanilina înotară până la mal, dar Sania și toate cadourile au fost distruse. Ralph privi trist cum tot ce munciseră dispărea încet în lacul de caramel. Cu mâinile goale și plin de caramel din cap până în picioare, Ralph și Vanilina ajunseră la sala de întâlnire a grupului. Ralph era confuz. Și acum, ce le spunem? Le-am stricat Crăciunul. Vanilina era și ea tristă că petrecerea de Crăciun nu se mai putea ține. Ce să facem, uriașule? N-am vrut să se întâmple asta, zise ea. Dar când au deschis ușa, au rămas fără glas. Camera era frumos decorată, iar petrecerea întoi. Tipii răi îi primiră cu urale. De unde ați avut toate astea? Întrebă Ralph. În ultimele zile am făcut pregătiri, ca totul să fie perfect, zise vrăjitoarea. Ne-am molipsit toți de la tine, de spiritul sărbătorilor, adăugă Satin. Dar eu și Vanilina am pregătit cadouri, am împodobit bradul, am făcut ciosanie, doar că am stricat-o. Așa stric eu tot, spuse Ralph trist. Nu fi prostuț, zise Satin. Tu ești motivul pentru care suntem toți aici și petrecem împreună Crăciunul. E un cadou extraordinar. Ceilalți tipi răi aprobară în cor. Un zâmbet larg a apărut pe fața lui Ralph. Crăciun fericit tuturor! Și petrecură până târziu în noapte. Era într-adevăr cel mai vesel Crăciun pe care l-a avuseră vreodată. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.